Descoperirea a fost făcută de femeia de serviciu care a intrat în camera hotelului la circa 3 ore după ce bărbatul se cazase. Femeia a văzut că omul era întins pe pat într-o poziție nefirească și când s-a apropiat și-a dat seama că acesta era mort. Îngrozită, ea a anunțat imediat conducerea hotelului și poliția. Echipa de anchetatori sosită la fața locului a stabilit că este vorba despre un fermier din comuna Bărăganu, în vârstă de 69 de ani, care venise în municipiu pentru a participa la un eveniment cu tematică agricolă. Din primele cercetări se pare că acesta ar fi murit în urma unui stop cardiac, bărbatul fiind cunoscut cu astfel de afecțiuni cronice. Chiar în clipele în care omul își dădea ultima suflare, fiica acestuia era operată pe cord deschis într-un spital din București, intervenția chirurgicală fiind un succes. La aflarea veștii decesului, fiul bărbatului aflat la spital alături de sora sa a pornit spre Brăila.